Hello people, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Edna și astăzi m-am gândit să filmez ce se află în geanta mea. Știu că acest filmuleț pare un pic banal, așa, cui pasă ce se află în geanta mea, dar este un gen de filmuleț de care îmi place foarte, foarte mult să mă uit, așa că m-am gândit să filmez și eu și să împărtășesc cu voi ce se află în geanta mea, ce car eu în geanta mea. Aceasta este geanta mea, de fapt, este micuța, pare mare, dar nu este atât de mare. Eu prefer să am gențile așa mai micuțe pentru că așa nu car multe chestii și mereu car exact ce am nevoie. Eu mă gândesc așa, dacă car puține chestii, nu știu, am probabilitate mică de a avea probleme cu coloana vertebrală și chestii de genul. Acum o să trecem la ce are ea înăuntru. Cam așa arată înăuntru, are două compartimente în care împart așa lucruri. O să începem cu primul compartiment, adică asta. Primul item pe care îl car sau se află în geanta mea este portofel, of course. Cred că toată lumea are un portofel în geanta. L-am luat, cred că, de la Stradivarius. Îmi place foarte mult nuanța asta de roșu. Așa. Și are câteva compartimente. Aici, din obicei, păstrez cardurile mele, atât de la bancă, cât și de la magazinele pe care primesc reduceri după carduri. În al doilea compartiment am câteva documente. Și apropo, aș vrea să vi-l arăt cum este buletinul meu din România. De fapt, asta nu este buletin, este un permis de ședere. Următoarea chestie pe care se află în geanta mea este această oglindă. Uitați cât de frumoasă este. L-am primit cadou de la o fată și mi se pare foarte, foarte drăguță. Cred că toate fetele, toate femei sau fete au oglindă în geanta. Așa, și mi se pare foarte frumoasă, scrie pe ea România și are câteva, nu știu, desene așa cu un fel de floare. Cred că e floarea de la primăvară sau de la mărțișor. Următoare chestie pe care le car în geanta mea sau se află în geanta mea este perechile mele de căști. Eu am început să folosesc recent acest fel de căști fără fire și chiar sunt foarte, foarte, foarte utile. Ceea ce îmi place foarte mult este că nu se încurcă atunci când vreau să le scot. Pur și simplu pun mână și le scot, spre deosebire de celelalte pe care trebuia să le caut așa și să le descurc și după aia pierdeam foarte mult timp. Cu asta nu pierd foarte mult timp. Singurul lucru pe care mă deranjează este faptul că este reîncarcabilă și de multe ori uit să le reîncarc și când nu sunt acasă, nu mă aflu acasă, vreau să le folosesc. Mă dau seama că nu au baterie și asta este singurul lucru pe care mă deranjează, dar cred că dacă ai o baterie externă se rezolvă. Chiar sunt foarte practice. Așa, asta este tot ce am în primul compartiment. Am încă ceva, un pix, am un pix, nu știu. S-a terminat școala, dar eu încă am un pix. Mereu am un pix pe geanta. Nu se știe când vei avea nevoie de el. Acum pot să zic că este tot ce am în primul compartiment. Acum o să trecem la al doilea compartiment. Avem o cremă de mâinile de la Dove. Îmi place foarte, foarte mult această cremă. Și are un miros foarte frumos. Mie îmi place foarte mult tot ce înseamnă cosmetice cu miros de cocos. Cred că este mirosul meu preferat la cosmetice. Cocos și vanilie. Sunt pasionată de mirosurile astea. Are 75 de mililitri. Eu le folosesc atât pentru mâinile cât pentru picioarele. În afara de fața mea, pielea corpului meu este foarte, foarte uscată. Nu contează dacă este vară, iarnă, primăvara. Mereu este uscată și trebuie neapărat să umblu cu o cremă ca să mă dau atunci când simt nevoie, când simt tenul foarte uscat. Următoarea chestie pe care se află în geanta mea este acest gel. Este de la Sien, cred că l-am luat în Lidl. Da, de la Lidl găsiți brandul acesta sau în orice magazin sau supermarket. Eu le țin mereu în geanta pentru că uneori mă aflu în oraș și vreau să mănânc și de multe ori nu găsesc un loc unde mă spăl pe mâinile. Și acest gel este antibacterian și chiar mi-ajută foarte mult în caz că vreau să mănânc ceva și nu am cum să mă spăl pe mâinile. Următoarea chestie pe care se află în geanta mea este încă o gentuță. Aceasta este geanta pe care folosesc ca să păstrez monedele mele. Când aruncam peste tot, nu prea foloseam monede, că trebuia să le caut prin geanta și pierdeam foarte mult timp să le caut. Acum nu mai e nevoie, pur și simplu iau gentuța și folosesc mereu monede. Monede sau monezi, nu știu. Whatever. Așa,
Următoarea chestie pe care se află în geanta mea este această geantuță. Această geantuță a fost geanta pe care a venit fostele mele căști, dar s-au stricat și am zis că nu am de ce să arunc geanta. Am încercat să caut un rol pentru ea și am găsit de fapt un rol pentru ea și este geanta mea unde îmi pastrez tot ce înseamnă fiole sau eșantioane de parfum. Înainte le aveam așa aruncate peste tot în geanta, acum le țin aici și le găsesc foarte ușor. Am câteva, am J'adore Enjoy de la Dior. Nu prea sunt pasionată de gama J'adore de la Dior. Eu prefer cel mai mult Hypnotic Poison, linia Hypnotic. Am și La Vieste Belle de la Lancôme, Acqua di Gioia de la Giorgio Armani și Lac de la Paco Rabanne. Asta este preferatul meu de la Paco Rabanne, după Olimpia, bineînțeles. Următorul lucru pe care se află în geanta mea este această geantuță. Veți observa că peste geanta mea sunt câteva geantuțe așa aruncate, pentru că așa țin mai organizat chestiile. În această geantă port ochelarele mele de soare și această pereche de ochelari le am de foarte mult timp, am de vreo 4 ani de zile. Din primul an când am venit aici în România și le-am luat, cred că de la Poema. E deja zgriată, distrusă, dar eu nu vreau să le arunc și ea cere să le arunc, dar eu nu vreau să le arunc pentru că mi se pare foarte drăguță și este singura pereche de ochelari care mi se pare că mi se potrivește cu trăsăturile mele sau cu forma feței mele, așa că le țin chiar dacă este destul de zgriată. Geanta asta le-am luat, cred că de la H&M, l-am luat de la H&M, de la Unirii și este foarte drăguță, este așa roz și este foarte încăpătoare, deci încape vreo două pereche de ochelari. Uneori port și ochelarele mele de vedere, dar s-au spars pentru că eu prea am grijă cu lucrurile mele și s-au spars și acum folosesc lentile de contact și chiar mi se pare mult mai ok, sunt sigură că nu se vor sparge de data asta. Mai este un compartiment așa mic care au toate genți și hai să vedem ce găsim aici. Am un steag al României. Hai să vă povestesc ce are cu steagul ăsta aici în geanta mea. Eu am folosit atât steagul României cât steagul din țara mea în roba mea, în ziua absolvire sau în festivitate de absolvire. Este un material în care poți să pui în hainele, atât în hainele cât și în genți și în accesorii. Și având în vedere că roba trebuia să dăm înapoi, l-am pus aici și după aia l-am luat. Când l-am luat, l-am pus în geanta și a rămas aici. Având în vedere că nu mă deranjează, pare foarte drăguță. Am și din țara mea, dar cred că este pierdut pe acolo. Așa că momentan am decât cel din România. Cam asta este povestea cu steagul. Hai să vedem ce mai avem aici. Nu mai avem nimic. Cam asta este tot ce se află în geanta mea. Cred că acest filmuleț o să fie foarte scurt. Eu cred că acum vă întrebați oarecum n-am găsit machiajul aici în geanta ta. Ei bine, treaba este că eu nu folosesc machiaj în fiecare zi, așa că nu am nevoie să umblu cu machiajul. Eu folosesc machiaj atunci doar când am un eveniment important, adică am o petrecere sau atunci când filmez un vlog. Sunt singure cazuri în care folosesc machiajul, dar așa în general pentru zi cu zi eu nu folosesc, prefer să am așa față curată. Dacă sperii oameni cu fața mea remachiată, asta este treaba lor, dar nu prea îmi place să folosesc machiajul în fiecare zi, mai ales în perioada asta verii, Doamne ferește, eu când mă uit la un fond de ten mă cam să face. Mi se face rău pentru că știu sigur că dacă mă aplic fond de ten și mă pun pe stradă, toate chestii o să mă scade așa pe față, o să mă curgă așa pe față și prefer să nu folosesc nimic, de aia nu găsim machiajul în geanta mea. Singurul lucru pe care car uneori este un lip balm sau un lip gloss. În caz că simt buzele mele uscat, atât, este singur cazul în care am machiajul pe geanta. Cam astea sunt lucruri pe care se găsesc în geanta mea. Eu nu car foarte multe chestii, car doar ce am nevoie. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Eu promit să mă întorc data viitoare cu încă un filmuleț. Vă pup inima! Pa, pa!